Astăzi suntem la Ciovalaccia și o vom face fericită pe doamna Natalia. Mâna ta ne-a mângâiat, vorba ta ne-a legănat. Am crescut cu alți copii, dă seama. Lângă pomul cel rotat, lângă spicul cel bogat, lângă pragul casei noastre, mama. Bună ziua, seara! Bună ziua! Mi primiți? Deci, înțeleg că doamna Natalia sunteți dumneavoastră, da? Da, am să vă așa. Vă spun bună seara și bine v-am găsit, doamna Natalia. Bine ați venit! Iată că s-a mai scurs un an în viața dumneavoastră și s-au împlinit de toți 47. Am dreptate? Da, da. Doamna Natalia, fie ca în această zi, în sufletul dumneavoastră, să se trezească o dorință arzătoare de a trăi mai frumos decât atât, de a crea lucruri mai deosebite și de a realiza visurile mult dorite. Fie ca soarele de pe cer, în casa dumneavoastră să vă aducă doar lumină și căldură. Ploaia curată să vă aducă liniște sufletească. Visele de astăzi să devină realitate, speranțele de mâine să devină împlinite. Iar orice obstacol din viața dumneavoastră să fie un pas înainte. Și fericirea să vă însoțească mereu, oriunde și oricând. Aplauze! Mulțumim. Doamna Natalia, aceste cuvinte, dar și multe gânduri bune, vă sunt transmise prin intermediul nostru de către cineva drag inimii dumneavoastră. Și cred că vă dați seama și din partea cu este. Cătălina și Andreea. Vedem, amor. Păi și Tania. Dar de la amândouă, nu știu de la care. Dar poate să amândouă, poate una. Vedem, până la urmă. Dar până una alta, dacă e zi de naștere, avem și cadouri. Așa că pentru dumneavoastră, un buchet impresionat de flori, poftim, țineți-l cu drag, este pentru dumneavoastră. O șampanie, să se serviți alături de oaste cu dragi, poftim, cred că o să prindă bine la masa de sărbătoare. Și un coș cu fructe, o doză plină de vitamine, pentru că este timpul răcoros și avem nevoie de ele. La fel este pentru dumneavoastră. Aplauze! Doamna Natalia, avem și câteva cuvinte frumoase din partea celor care ne-au trimis aici și o să vă dați seama și din partea cursului. Vă rog să ascultați. Astăzi este o zi specială. Este ziua ta, dragă mamă. Un motiv pentru noi să-ți reamintim cât de mult ținem la tine. Fie ca inima ta să nu știe de tristețe și să bată cu bucurie încă mulți ani. Îți dorim ca zâmbetul tău de pe buze să strălucească cât mai des. Domnul să-ți dea de toate, sănătate, fericire, liniște și multă iubire. Îți spunem mulțumesc, dragă mamă, pentru faptul că ne-ai iubit și ai avut grijă de noi toată viața. Îți dorim ca îngerul păzitor să aibă grijă de tine, iar noi vom deveni ajutorul lui și te vom înconjura cu grija care ne-ai învățat tu. Îți dorim o zi plină de voie bună și sper ca dragostea noastră să-ți umple viața, la fel cum dragostea ta a umplut-o pe a noastră. La mulți ani fericiți, dragă mamă, cu multă dragoste și stimă din partea Cătălinii și Andrian, Tatiana și Vadim. Mulțumim frumos! Și la final vreau să-i cântăm toți un mulți ani trăiască, doamna Natalia. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, doamna Natalia să trăiască, la mulți ani trăiască. Doamna Natalia să trăiască, la mulți ani trăiască. Bravo! Mulțumesc! Mulțumesc! Vă uitați acolo la cameră, spuneți câteva cuvinte, vă rog.
Vă mulțumesc, Cătălin, Andrian, Vadim și Tani. Vă mulțumesc frumos, mamica vă iubește și vă aștept acasă. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.